Redball 4, yay! Da, m-am gândit ca să fac o serie cu el. Destul de mișto. Și da, hai să dăm play. Eu am jucat câteva nivele și mi-am pierdut viața. Viețile, de fapt. Dar pot să dau watch now și să-mi iau viețile înapoi. Sau cred că o viață, nu știu. Nu am jucat de mult acest joc. Și da, dacă vă place această serie, nu uitați să apăsați butonul de like ca să mai continuăm cu multe episoade, pentru că jocul ăsta are multe nivele și da, serie, adică în gen ești într-o parte, pe o câmpie, după aia pe cealaltă ești într-o pădure. Uitați, deci aici e Greenhouse. Aici Deep Forest și aici Box Factory și stai puțin și Battle for the Moon. Este foarte, da, e greu. Și de aici am ajuns eu. Unii dintre voi cred că îl știți. Hai, măcar. Și tu, piatră. Hai să vină ăla. Acum trebuie să sau ne e mișcă. Și acum, hă! Bun. Am trecut pe acest nivel. Să pun asta aici și asta aici. Așa. Fuck! Am uitat de asta. Da, deci. Au. Bun. Să vină ăla ca să-ți iau ăla. Ca să faci și nivelul cu steaua de aur, trebuie ca să treci mai multe nivele. Și am răcit. Am fost la țară și am răcit. Da, ei, cui pasă. Bun, și pot să-l pun așa și... Și pot să așa. M-am necat în apă. Bine, nivelele astea, unele nu sunt așa de grele. Nu stai! L-am torturat. Așa-i trebuie dacă este un pătrățel rău. Așa ușor. Și sari. Și hop. Pe asta o punem aici și hop. Acum trecem și nivelul ăsta. Uite, vedeți medalia de aur. Trebuie să-l trecem cu medalia de aur. Gata, l-am trecut. Și da, la Minecraft. Iarăși mi s-au șters mapele, mi s-a șters mapa, mi s-a șters skin-ul, mi-am făcut iar același skin și da. A, fac. M-au omorât. E țar cu mărt. Ne-ai simțit. Și... Da, la țară am stat 2 zile. N-am scris pentru că nu mi-am luat alea cu să-mi fac temele. Și azi trebuie să scriu. Ta-na-na. Viață de copil. Ce fac? Am uitat ce trebuie să fac la nivelul ăsta. Bă! Gata. Și acum trebuie să-l omor pe ăsta. Hai.
unu. Așa. Poate unii dintre voi l-a jucat. Eu l-am jucat atunci când... Da. Înainte mă jucam, doar că nu filmam. Jocurile astea. Niște joc. Bine, că înainte n-aveam canal de YouTube. Deci, mie îmi place să fiu YouTuber. Nu neapărat că... da. Știi tu. Ca să strâng abonați. Mie îmi place YouTube pentru că e o treabă foarte bună. Adică zici că e o meserie de copil. În afară de școală. Școală, frate. E greu. Foarte greu. Dar și mai încolo o să fie mai greu. Când de școală. Dar și jocul ăsta e greu. Taurul tău. Hai, ia-l! Bun. Ce să ai? O, mor din prima! Bun, și acum așa și plos. Ce? M-a dat ăla în spate. Bine că aici e checkpoint. Prea greu. Acum trebuie să mă uit la ceva. Sunt la nivelul 8. Yay! Și la fiecare ultima serie de asta este un boss la Dread Dash. Adică sunt pe câmpia asta la sfârșit, adică la episodul 5, la nivelul 15 o să fie un boss. Și vă recomand și vouă Red Ball. Nu e așa de rău. E mișto. Wow. Și melodia e frumoasă. E antrenantă. Și aici trebuie să-ți meargă mâna. Dă-i, așa. Și stai. Trebuie să merg deodată cu ciocanul ăsta. O, am fărit greșit. E grea treaba. Bun, și acum hop. Și hop. Stai, că trebuie să-l pun aici. E greu că trebuie să-l prind în momentul potrivit. Acel moment. Este... ba nu, trebuie să-l pun aici, acolo. Cred. Așa. Da, așa trebuie. Încheie acest episod aici. Da,
Bun, deci cam atât cu acest episod. Am pus o pauză, că trebuia să fac ceva. Bun, cam atât cu acest episod și noi ne revedem data viitoare. Nu uita să apăsați butonul de like. Pa!